Overwatch. Fraților, bine v-am găsit la un episod ceva mai special. Astăzi suntem pe site-ul dollar.gg. Este un site prin care... Este un site cum ar veni, nu știu să vă dau exemplu, în care tu poți câștiga jocuri. Deci cu o investiție mică, tu poți să câștigi un joc foarte scump. Cum ar veni, uitați aici. De exemplu, dacă deschizi această cutie, cum ar veni această cutie, acest, nu știu, dacă deschizi aici, cum ar veni, ai 80% șansă să câștigi PUBG-ul. Aici ai 90% șansă să câștigi GTA 5, Overwatch. Deci, uitați aici, cu 17 dolari ai 70% șansă să câștigi Far Cry 5. Adică, de ce să dai de exemplu 60 de euro cât costă Far Cry 5? Când poți să bagi aici de 4 ori, ai ocazia de a deschide și poți să câștigi de 4 ori Far Cry 5. Este foarte interesant. Iar noi astăzi o să deschidem și noi ceva cutii, cum ar veni. Și nu uitați că o să vă las și un link în descriere spre acest site, dacă vă face cu ochiul, dacă doriți să vă jucați cum doriți voi. Eu doar vă arăt, voi doar practicați. Și v-aș ruga să apăsați și voi acel buton de like. Uitați, Friday the 30, avem Arma 3, Rocket League și toate nebunile de jocuri. NBA 2K18, un joc foarte mișto, și multe jocuri care, uitați, FIFA 18 la 11 dolari, care ia costă 60 de euro. Deci jocuri mișto de tot, Need for Speed și toate nebunile, Watch Dogs 2 și multe jocuri pe care cel mai probabil sunt foarte scumpe și ai șansă. Uitați, dar acestea sunt cum ar veni random. Deci aici tu cum ar veni joci expre. Gen, eu bag 4 dolari ca să câștig CSGO-ul. Aici poți să primești orice alt joc, cu bronze, silver și gold. Astăzi noi o să deschidem de două ori, bronze, de două ori, silver și de două ori gold. Haideți să vedem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și poate avem noroc, avem 30 de dolari și haideți să vedem. Bye! Uitați, aici avem Formula 1, oh, ce jocuri mișto, deci la 2 dolari, ia să vedem, spin. Și... Garry's Mod. Nu o să le activăm acum, ia să vedem. Spin. Și ce am mai primit, ia să vedem. Arma, Rocket League, City Car Driving, Shadow Mordor, Mortal Kombat, Random Game. Acum o să deschidem Silver acesta. Acest Silver, ia să vedem. Poate avem noroc că am primit și eu un mesaj la aici. Ok, ia să vedem. Oh, FIFA 16. Până acum se prestă bine. NBA 2K18, PUBG, ia să vedem CS. Eu, și din nou un random game, ia să vedem ce am primit. Ok, am primit un joc de 20 de dolari. Nu vă pot arăta deoarece se vede jocul și n-aș vrea să se vadă cum ar veni, adică înțelegeți voi. O să luați codul și na, atunci s-ar bate lumea apel și n-ar mai fi la fel. Ia să vedem ce câștigăm acum. FIFA 17, din nou random game. Deci văd că la random game chiar îți dă jocuri foarte scumpe. O să vedem. Acum o să le luăm pe acestea gold, care sunt cele mai scumpe. Și avem șansă să câștigăm jocuri și de 80 de dolari maximum, care sunt foarte scumpe. Ia uitați, deja aici încep lucrurile mișto. O să vedem ce câștigăm aici. Random game și aproape de CSGO, dar din nou am primit un joc de 10 dolari. Bă, eu zic că este bine pentru că, uitați-vă și voi cum câștigi jocuri mișto de tot. Ia să vedem aici. Spin din nou. Oh, am văzut acolo FIFA 18. Overwatch. Ha? Overwatch, frate. Uitați. Primești jocuri mișto de tot. Fraților, cam atât cu acest episod. Eu v-am arătat, deci ați văzut și voi, cu o investiție de 8 dolari am reușit să scot un joc de 80 de dolari, cum ar veni. Overwatch. Sau nu știu cât este prețul acum, sper să nu mă înșel. Și da, este o treabă foarte rentabilă, zic eu. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Uitați, Overwatch-ul, din câte știu eu, costă Activation Battle.net. Și da, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like la acest video. Nu uitați că o să vă las link în descriere și noi sigur revenim data viitoare. Pa, pa!